Bună ziua, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Îmi doresc azi să vă arăt viziunea mea despre efectul de piatră. Înarmați-vă cu răbdare, e mult de muncă, nu este ușor, sunt foarte multe operațiuni pe care va trebui să le faceți pas cu pas pentru a obține un rezultat foarte apropiat de ceea ce găsiți în natură. Inițial am vrut să sar peste această etapă pentru că este clar și evident că trebuie să îmi creez un suport care să aibă acea tentă de piatră, de statuie, de relicvă sau cum vreți voi să-i spuneți. Așa că eu am ales un ou din polistiren pe care l-am lipit pe un picior din ceramică. În vârf, desigur, i-am atașat două bucăți pe care le-am turnat, desigur, și pe acelea în aceeași ceramică și le-am fixat foarte bine cu o tijă de metal. Pentru restul de elemente, am folosit pastă de modelaj în matrițe de silicon. Când folosiți pasta de modelaj, căutați să îi găsiți consistența potrivită până să o băgați în matriță. Puteți să o umeziți și apoi să o frământați în palmă ca și pe un aluat până când aceasta nu se mai lipește. Nu uitați să vă pudrați matrița de silicon cu puțin amidon sau poate pudră de talc înainte de a folosi pasta de modelaj. Puteți umple spațiul pe care vă doriți să-l decorați cu orice elemente vă doriți. Nu vă împiedicați de o matriță. Puteți modela cu mâna. După ce toate elementele mele sunt uscate complet, aplic pe suprafața oului un strat de grunt.
Ei bine, dragii mei, până acum a fost totul foarte ușor și la îndemâna oricui. De acum trecem la lucruri mai grele. Voi folosi în continuare puțin PowerTex și pentru că nu am culoarea potrivită, adaug în acesta o picătură de negru concentrat. Obțin astfel culoarea de care am nevoie și acopăr cu ea oul în întregime. Peste PowerTex-ul încă umed, tamponăm cu grijă pudră Stone Art. Și apoi repetăm procedeul așa cum o să vedeți în continuare, așa cum l-am văzut și eu la artiștii profesioniști în PowerTex. Cu cât aplicăm mai multe straturi, cu atât obținem efectul de piatră în relief. Mare atenție! Tamponați această pudră și lăsați-o să interacționeze cu PowerTex-ul încă lichid. Abia după aceea eliminați excesul de pudră. Nu este prima dată când folosesc PowerTex-ul, însă este pentru prima dată când folosesc această pudră. Și credeți-mă pe cuvânt, m-am îndrăgostit iremediabil. Pentru a scoate în evidență elementele de pe oul meu, mă ajut cu o pensulă înmuiată în puțin PowerTex. În acest moment, probabil unii dintre dumneavoastră mi-ați spune să mă opresc. Și pe bună dreptate, oul arată foarte bine. Însă, mie îmi place să mă complic, așa că merg mai departe. Una dintre cele mai importante proprietăți ale PowerTex-ului este că e un excelent adeziv. Drept urmare, acolo unde pot, lipesc aceste piese de sticlă pentru a obține o textură în relief exact acolo unde vedeți.
Să nu credeți că nu m-am gândit să las această culoare a sticlei să se vadă pe obiectul meu decorat. Însă nu. Am hotărât să le acopăr foarte bine cu PowerTex și cu aceeași pudră, după cum veți vedea în continuare. În continuare, voi folosi puțină vopsea metalizată pe care o tamponez doar pe aici, pe acolo, pe elementele mele decorative. Și o să vedeți de ce. Folosesc în continuare o pastă de crăpare monocomponentă, deci aveam nevoie de o culoare mai închisă pentru a putea evidenția crăpăturile. Pe de altă parte,
Există și varianta ca bucăți din pasta de crăpare să se dezlipească sau să le dezlipiți voluntar, iar dedesubt să rămână acea bucată metalică. Înțelegeți voi ce vreau să zic. După ce totul este uscat, trecem la partea și mai grea a acestui proiect, șlefuirea. Prin această șlefuire obțineți exact elementul de plus pe care vi-l doriți, deci mare atenție! După șlefuire, trecem la patină. Aici folosesc patină bituminoasă lichidă și folosesc multă patină. Puteți șterge această patină cu diluant pe bază de solvent. În funcție de cât de multă patină puneți, cât de bine o ștergeți sau cât de mult o lăsați, obțineți acel efect de îmbătrânire, de uzat. Nu vă temeți, diluantul poate, într-adevăr, să păteze oul dumneavoastră, dar în momentul în care se evaporă, oul revine la culoarea inițială.
După ce patina a fost așezată acolo unde trebuie, începem iarăși șlefuirea. În continuare, folosesc puțin heavy gesso pentru acel aspect prăfuit. Ușor ne apropiem de finalul acestui proiect și trebuie să recunosc că și eu sunt foarte surprinsă de rezultatul pe care l-am obținut. Îmi imaginez tot felul de obiecte de decor, unele mai mari, potrivite pentru spațiul pe care îl deținem, decorate în acest mod. La final, bineînțeles, sigilez toată lucrarea cu ceară, însă se pot folosi și lacuri, poate lacuri de exterior pentru obiectele care vor fi așezate în spațiu liber sau orice lac care sigilează foarte bine lucrarea. Astea fiind zise, sper ca proiectul meu să vă placă la fel de mult precum îmi place mie și vă mulțumesc că ați avut răbdarea necesară pentru a urmări acest tutorial și să învățați de la mine așa cum eu am învățat de la alții, să folosesc materiale, să am curaj să le încerc și să îmi pun amprenta pe orice vreau să realizez.